Pastârnacul este o legumă care se cultivă pentru consumul rădăcinii, folosite drept condiment la prepararea mâncărurilor. Este o plantă bianuală care formează în primul an de cultură partea comestibilă, rădăcina îngroșată și rozeta de frunze, iar în anul al doilea își dezvoltă tulpina floriferă. Iată care sunt principalele proprietăți și beneficii ale pastârnacului. Regăsim un conținut bogat de vitamine ca cele din grupul B-urilor, B1, B2, B6, dar și vitamina C, biotină, acid folic, magneziu, calciu, uleiuri eterice și inulină, care este un hidrat de carbon ușor de digerat. Rădăcina de pastârnac are proprietăți diuretice, depurative și ajută la eliminarea toxinelor din organism. Este recomandată persoanelor care se luptă cu kilogramele în plus. De asemenea, pastârnacul curăță sângele. Este un excelent drenor al ficatului și al rinichilor, este un bun tonic pentru inimă și plămâni. Sucul natural, preparat din rădăcină de pastârnac, reglează digestia și mărește apetitul. Calmează durerile provocate de colicile renale și hepatice. Bogată în vitamina C, care stimulează producția de colagen, această rădăcinoasă participă la metabolismul grăsimilor, fiind un antioxidant foarte puternic. În 200 de grame de pastârnac se găsește mai bine de 20% din necesarul zilnic de acid folic, cunoscut și sub denumirea de vitamina B9, care ajută la producția de ADN și ARN și previne anemia.